Superliga vă este oferită de Superbet. Arena Națională, lume puțină, peluza nord la datorie, sunt 4 grade Celsius, poate că și ăsta este un motiv al absenței publicului. FCSB Petrolul, ultimul meci al etapei cu numărul 28. FCSB încearcă să se urce din nou pe podium și speră să bată o echipă în criză de bani și de rezultate. Și să vedem ce face. Șutează un pic peste. Frumos. Emoții mari pentru Târnovan. Uspălce gol a marcat în campionat Budescu pentru FCSB. Echipa la care a jucat în două rânduri. Băieți, fă o discuție extrem de talentat. În continuare, lui Achim. Stopărul transferat la voluntari. Coman, excepțional. Mingea sare la șut, care înscrie. FCSB deschide scorul în minutul 5, prin șut. Din nou Adrian Șut, din nou un gol rapid marcat de mijlocașul FCSB-ist, așa cum s-a întâmplat și etapa trecută în acea victorie în deplasare cu FC Argeș. Foarte bună fază făcută de FCSB, începând cu pasa precisă dată de Radunovic, pasă foarte bună, și apoi broderia lui Florinel Coman. Totul se încheie cu reluarea tehnică, bine gândită, lucidă, a lui Șut. Iată încă o dată faza, iată ce pasă bună de Radunovic, minge aruncată peste apărător. Acolo este controlat într-o oarecare măsură de Florinel Coman și apare Șut, care nu se precipită, știe ce are de făcut, vede culoarul și trimite plasa laterală. Slăbuți, foarte slăbuți, Pap și Myers. Foarte slăbuți amândoi, doi fundași centrali care sunt acolo. Mingea îl depășește mai întâi pe Papa, apoi Myers nu reușește să blocheze. Nu întâmplător, Petrolul are o apărare modestă, care ia multe goluri. Este îngândurat și are toate motivele. Florin Pârvu. El l-a înlocuit pe Nae Constantin, cel care a promovat echipa. La o minge pe poartă, într-adevăr, Petrolul încearcă să recupereze și înscrie un șut din întoarcere foarte bun, început exploziv, minutul 9 și este 1-1 deja, gol marcat, cred că de Mateus, nu de Jair. Bine, apărarea FCSB-ului are accente comice. Jair este la cea de-a patra reușită, un brazilian luat bine de la Hulzic, zici că e Mateus? Eu zic că e Mateus. Nu poate să fie Mateus, vom vedea. Să vedem. E Mateus. Mateus e? Da. E Mateus, șut din întoarcere, foarte bun. Minge se duce lângă bară. Găsește culoarul. Acolo parcă și Tami, un pic fără reacție, dar, mă rog, mingea vine de aproape. Probabil că n-are timp să întindă piciorul, să devieze mingea. Nu este nimeni să blocheze, incredibil. A încercat Olaru ceva. Șut bun de la distanță. În orice caz, Petrolul a venit să joace fotbal astăzi la București, asta este clar. Are mai multe șuturi pe fațul porții decât FCSB-ul. Ce vede Vâlceanu? Popescu, destul de bine! Plonjează Vâlceanu, respinge în lateral și Sorescu lasă mingea să iasă în afara terenului. Bine bătută lovitura liberă, dar și Vulceanu este atent, pleacă la timp. Tronia tracu pe Companio, verticalizând frumos până aici, vine șutul. Penalti, da. N-a mai venit șutul, a venit în schimb faultul. Olaru, ca de obicei, atrage, parcă e magnet de faulturi. Să vedem dacă bate Companio. Văd că a luat deja mingea în mână. Dar ce intervenție slabă. Frumoasă fază și frumoasă ideea, pornită și de la Companio, care a verticalizat. Aici întoarce pe piciorul stâng mingea. Florinel Com, ce metri. Companio șutează bine. Șutează bine, tare, pe jos, lângă bară. 2-1 FCSB.
Golul cu numărul 15 pentru Companiu. A fost o fază în care au ieșit în evidență calitățile individuale excepționale ale jucătorilor bucureșteni. Nu prea vezi de Liga 1 atâtea pase verticale din prima, rapide. De consecință, apărarea petrolului a fost dată peste cap. Iar Borța nu a mai avut timp să reacționeze. E ok. Ghicește colțul, Vâlceanu pleacă bine. Numai că șutul e imparabil. E tare, pe colț. Și Companiu, jubilând, se apropie la un singur gol. Momente grele într-un meci. Recuperează bine Popescu, care dă la poartă. Nu face rău, Vâlceanu se lovește de bară. Șut frumos. Dar ce vor, offside sau ce? Ce-i deranjează puțin la petrol? Da, cred da, că offside să la... știi că este, da, da. Să știi că este. Cât efect a avut acum pe Olaru. Olaru l-are pe Radunovic în stânga. A curs, a câta curs este a lui. Lovitură de cap acum Companiu. A câta curs a lui Radunovic, în care muntenegranul este ignorat de coechipieri. Mingea n-a venit prea tare din centrare și de aceea Companiu n-a putut să imprime la rândul său forță loviturii de cap. Companiu are nevoie de un gol din acțiune. Învăluie și primește Olaru. Centrarea lui Olaru! Ce ratare a lui Tavi Popescu! Colosală! E mai greu să dai acolo pe colțul lung în afara porții decât pe poartă. Da, bine, execuția nu e simplă. Tu se aruncă spre minge și se intersectează două traiectorii în mișcare. Așa a lovit balonul. Fază bună de atac. Centrare ideală dată de Olaru. Centrare bună, lovitură de cap și mingea este în poartă. Îl scrie Companiu în sfârșit din acțiune. Centrare ideală a lui Radunovic. Și legalează pe Duganzic. Avem doi oameni cu 16 goluri în acest moment în fruntea clasamentului golghetelor. Cifră bună pentru etapa cu numărul 28. Omrani l-a luat frigul văzând această dublă. 3-1. Putea golul pentru că petrolul nu mai ținea deloc de minge. Companiu spunea într-un interviu după acel meci cu Craiova: am atat de toate pozițiile, dar poate va veni și ziua când voi marca din toate pozițiile. Iată, la cum reușit să dea un gol frumos. Centrarea este de calitate, dar și el sare perfect. Își face treaba de atacant. Dă de unde vine mingea. Nici o șansă pentru Vâlceanu. Ce centrare bună de Radunovic, ideală. Sunt trei jucători care sar acolo cu Companiu. Unul este Myers, pe care mingea îl depășește. Frumos se desprinde Giuma de Myers. Sprintează Miculescu, spre el merge pasa. Pasa este bună. Miculescu se preface că se uită în careu și dă pe colțul scurt, dar Vâlceanu este atent. Era o variantă să-i paseze lui Companiu. Am văzut reacția nervoasă a italianului. N-a fost rea ideea, pentru că Companiu totuși vine oarecum în marcaj acolo. Poziție regulamentară. Companiu este în marcajul lui Pap, care poate băga Omrani. Bună pasă, excelentă pasă. Și mingea se duce alături, ratează Olaru, care e vrăjit în sezonul ăsta. N-a dat niciun gol. Asta a fost o fază, într-adevăr, de mare calitate, cu o pasă din prima pentru Olaru și Inter. Centrare bună a lui Miculescu, lovitura de cap, scoate din nou Vâlceanu. Plonjon foarte bună a lui Vâlceanu. Dam câștigă fără probleme duelul cu Myers. O fi bun olandezul ca stopper. Să-l vedem pe Sorescu. Centrare, minge recuperată acolo de Ovidiu Popescu. Putea să-i paseze și un gol până la urmă. Mingea intră în poartă, Edjuma. Lăsați-mă în pace, lăsați-mă să joc. Al cincilea gol, marcat de Edjuma în ultimele 5 etape. E etapa golurilor din foarfecă. Da. Sigur că reușita lui Dragoș Grigore a fost mai importantă, pentru că a adus 3 puncte Rapidului. Dar și execuția lui Edjuma este superbă. M-aș fi așteptat să-i se dea pasă lui Ovidiu Popescu în mod normal. Merita
pentru efortul depus, dar iată, continuarea a fost alta și a fost mai eficientă. Nu este offside, nu, nu mi se pare offside. Foarfecă. Cât de tare dă. Da. Și vrei să spun ceva? Este mai dificilă foarfeca asta. Că n-a preluat-o pe piept. Dă din, sigur, o dă din aer din direct. Aer. Dă din aer, sare mult. Sare mult, cade de sus, rău, pe spate, dar nu mai contează durerea când dai un asemenea gol. Oare ce înseamnă toate astea? Edjuma, golul cu numărul 8, senzațional! Superliga vă este oferită de Superbet.